Nașterea unui copil este tot timpul o fericire în familie. Uneori însă excepție fac primele luni de după naștere, când pentru proaspetele mămici pot deveni de-a dreptul insuportabile. Medicii botoșoneni susțin că depresia postnatală poate avea efecte foarte grave și în cazul în care nu se iau măsuri, tinerele mame pot recurge chiar la acte suicidale. Această depresie îmbracă forme diferite, de la formele fruste, cu simptomatologie minimă, până la formele agresive cu tendință suicidară. Medicul șef de la secția de obstetrică și ginecologie a precizat că încă nu s-a descoperit o cauză a acestei psihoze, dar se presupune că ar fi o consecință a carenței de vitamine din timpul sarcinii. Persoane labile psihic, la care șansa de a apare acest sindrom este mai mare, dar o cauză anume nu avem bine determinată în literatura de specialitate. Gina Pufle a precizat că la maternitatea din Botoșani nu s-au mai înregistrat situații grave în care mamele să recurgă la gesturi necugetate, cum ar fi abandonul pruncilor. În cazul în care apar astfel de situații, familia pacientei preia nou-născutul, iar obstetricianul și psihiatrul se ocupă de mamă.